Vă voi mai vorbi puțin despre această categorie a frisa football, care se numește sit-down moves. Să vă arăt așa câteva elemente simple, modalități de a jongla și o schemă două, încercăm ceva ușor la început și aștept și de la voi clipuri în care să faceți sit-down moves. Să faceți freestyle stâng-jos, aceasta este categoria mea preferată, cred. Ce înseamnă să jonglezi stâng-jos? Poți folosi orice parte a corpului în principiu, picioare, orice parte a picioarelor, puteți folosi și tibia. Genunchiul, coapsa, capul, după cum vedeți. Umeri și chiar și talpa. Practic orice este posibil la sit-down. Sit-down este o categorie spectaculoasă care permite variații nelimitate de scheme. Cu cât sunteți mai creativi și cu cât combinați mai multe tipuri de mișcări și lovituri, cu atât va deveni mai spectaculos ceea ce faceți. Sunt câteva mișcări celebre. Această categorie a freestyle football a fost făcută celebră, pot spune, într-un mod special, odată cu apariția celor clipuri ale lui Abdullah din Amsterdam, în Olanda. Freestylerul care face scheme pe străzile din Amsterdam, cerând și bani și lumea chiar oferind sume frumoase în fiecare zi pentru acest performer deosebit de spectaculos și cu un control fantastic. El s-a remarcat făcând scheme aproape în totalitate de sit-down. Sunt jos, dar mai are o mișcare trademark, semnătură propria lui, o serie de mișcări de fapt, în care se urcă pe un stâlp din piața Lazy Plain din Amsterdam și face scheme agățat de o bară din vârful respectivului stâlp de iluminat, el fiind o adevărată legendă în freestyle football, de vreo 15-20 de ani poate, este acolo prezent și face freestyle aproape în fiecare zi. Vă spuneam de Abdullah, ei bine, el a inventat această mișcare. N-am făcut-o foarte bine acum. Care se numește Abdullah, evident, pentru că el a inventat-o, el a venit cu ea pentru prima dată. Este o mișcare destul de delicată, poate vă voi mai vorbi mai mult despre Abdullah în clipurile viitoare. V-am prezentat deja pe canalul Învață Freestyle o schemă făcută de jos, un fel de crossover făcut stând jos, da? Deci lovim mingea și pe celălalt trecem pe deasupra ei. Ar mai fi o mișcare foarte simplă, X-over, făcută stând jos, mai simplă decât crossover. Tot ce trebuie să faceți, loviți mingea în sus și apoi unul din picioare va veni pe deasupra celuilalt, stând în poziție fixă și cu cel de dedesubt veți lovi mingea în sus. Este destul de simplu, odată ce aveți control bun la jonglat, n-ar trebui să fie foarte greu să faceți această schemă. După aceea puteți încerca repetări, să loviți de mai multe ori, lăsându-vă puțin pe spate, veți vedea că vă solicită destul de mult mușchii abdominali și mușchii coapsei. Așadar, încercați crossover-ul și X-over-ul. Două scheme de bază în sit-down. YouTube.com/Freestyle, Facebook.com/Freestyle. Dați și voi acolo un subscribe pe YouTube. Aștept niște share-uri pe Facebook. Toate cele bune! Baftă!